Bună ziua, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la pastila de lectură, rubrica inițiată de editura Herald. Astăzi vom vorbi despre stres, despre stresul ocupațional, despre lumea interioară a traumei, despre cum ne gestionăm emoțiile în această perioadă și încercăm să ne recăpătăm autocontrolul. Am să vă prezint imediat și cărțile. Alături de mine, Lavinia Țânculescu, psihanalist de orientare iunghiană, supervisor în psihoterapie, psiholog clinician, lector universitar, doctor la Facultatea de Psihologie a Universității Hiperion. Așa cum v-am promis, cele trei cărți, Stresul, 8 strategii de gestionare, Elizabeth Ann Scott, în colecția Psihopractica, a editurii Herald. De asemenea, în colecția iunghiană, Donald Kalshed, Lumea interioară a traumei, cărți pe care le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro. Și în ultimul rând, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică, Matthew McKay, Jeffrey Wood și Jeffrey Brantley, în colecția Psihopractica a editurii Herald. Lavinia, în această perioadă pe care o traversăm, o perioadă care, din punctul meu de vedere, este așa ca o sabie cu două tăișuri, pentru că, pe de o parte, iată-ne în izolare sau în autoizolare, cum se mai spune, sau în carantină, fiecare cum putem, deci cumva constrânși în ceea ce privește libertatea noastră de mișcare, libertatea pe care o aveam înainte, dar pe de altă parte avem mai mult timp pentru noi, pentru regăsirea noastră, pentru redescoperirea sinelui, avem timp și pentru a citi cărți. Iată, prezentăm de fiecare dată cărți în această rubrică, pastila de lectură, și cumva avem mai mult timp cu noi înșine. Cum reușim să gestionăm stresul în această perioadă și apoi cumva discuția să alunece spre zona stresului ocupațional, pentru că într-adevăr există această frică, această temere, această îngrijorare, această stare de anxietate legată de joburi, de siguranța jobului, legată de siguranța salariului, de măsurile drastice care se impun din punct de vedere economic și financiar în această perioadă. E bine de început prin a spune că, din punctul meu, cel puțin de vedere, dar nu sunt singura care gândește așa, evident, nu există stres, ci există stresori și capacitatea fiecăruia de a gestiona acest stresori. Deci, pentru un om care, știu eu, este învățat cu un anumit tip de provocare, aceea poate să nu constituie un stres, însă pentru un altul care poate întâlnește pentru prima oară genul acela de stres, cum s-ar zice, de stresor, s-ar putea să capete proporții alarmante și paralizante, aș putea spune. Deci depinde foarte mult de experiența de viață a fiecăruia și de modul în care reușește să gestioneze respectivii stresori. Pentru că ai vorbit, îmi cer scuze, pentru că ai vorbit despre experiența fiecăruia, un lucru foarte important. În funcție de experiența noastră de viață și de trecutul nostru, reușim într-o măsură mai mare sau mai mică să gestionăm mai bine sau mai puțin bine situațiile acestea stresante, factorii declanșatori din exterior, stresorii, cum i-ai numit tu. Referindu-mă cumva la Donald Kalshed și la lumea interioară a traumei, în ultimii ani, în ultimele luni, având foarte multe intervenții în emisiuni, radio, TV și tot felul de cursuri, știm foarte bine că traumele vin din copilărie. Cele mai multe dintre ele, da. Cele mai multe dintre ele vin din copilărie. Crezi că, să spunem, un copil acum adult, traumatizat în copilărie sau care a trecut prin niște episoade traumatice, hai să spunem mai ales în relația cu părinții, că
Cam de acolo, din relația părinte-copil, vine totul. Crezi că acum îi este mai greu să gestioneze aceste episoade, să spunem, în care apare angoasa, apare anxietatea, apare teama ca emoție, apare îngrijorarea față de cineva care a fost crescut cu un atașament, i-aș spune, mai sigur din partea părinților? Că bănuiesc că și forma de atașament din copilărie, uite, acum contează. Da, contează. Este una dintre, să zicem, cele mai importante teme care pot declanșa elemente de natură a te stresa. Această nevoie de atașament și teamă de a fi singur, de a fi rejectat, de a fi uitat, de a fi părăsit. În perioada aceasta în care mulți dintre noi stau acasă și doar dacă fac lucruri, chiar mulți dintre noi pot declara că lucrează mai mult decât înainte, tocmai pentru ca să își dea un sens, să facă mai puțin decât să existe. Vedeți, există întotdeauna această paralelă care putem, pe care o putem face, respectiv între a fi, a face și a avea. De cele mai multe ori, doar a fi, pentru mulți dintre noi, nu este suficient. Acest lucru a fost cumva imprimat și de sistemul de învățământ, de părinți, de faptul că trebuie să îți câștigi meritul sau meritele sau laudele sau să-ți câștigi, să zicem, zona aceasta de a exista pe pământ, să meriți, nu înseamnă numai să existi pur și simplu, ci în sine, ci doar dacă faci un anumit lucru, recompensa pe care o primești îți dă respectivul sens. Revenind la atașament, prima relație, cea de atașament primar, respectiv cea cu mama, este de cele mai multe ori predictivă în ceea ce privește calitatea relațiilor și modalitățile de raportare la tot ceea ce, la lucrurile de care ne atașăm de-a lungul vieții, inclusiv cariera pe care ne-o facem, lucrurile pe care reușim să le de care reușim să ne atașăm sau să, dimpotrivă, să fim detașați. Dar mulți dintre noi, din păcate, nu au această dimensiune a individualității, a fi cu tine și a fi suficient doar tu cu tine. Îți trebuie de cele mai multe ori să ai niște ancore care să te ajute. E că facem puțină pauză, pentru că pisica mea face foarte urât lângă geam și dacă nu fac așa, o să deci e zgomotul ăsta de fond care ne nebunește, da? Poți fac puțin... Bine. Da, scuze. În ceea ce privește partea aceasta legată de atașament și de complexul de atașament, cum îmi place mie să zic, întotdeauna avem această tendință de a sta împreună cu cineva, de a fi împreună cu cineva. Ce element care tinde să ne dea măcar sentimentul că am fi singuri, suntem uitați, suntem părăsiți, pierdem, nu reușim să avem ce am avut înainte, evident ne induce o stare de angoasă, ne anxietează. Și este foarte important, pur și simplu, să avem în atenție acest element. Al faptului că, da, de cele mai multe ori, tulburările din prima parte a existenței noastre, în special care privesc atașamentul în relația primară, cea cu mama, își au, să zicem așa, ecoul în viața adultă într-o situație de genul acesteia pe care o trăim. Bun, revenind la stresul ocupațional, poate, eu știu mult, spuneai mai devreme că pentru a da sens vieții pe care o trăim sau perioadei pe care o trăim, muncim mai mult, unii dintre noi muncim mai mult acasă, tocmai ca să nu cădem în această stare de anxietate, de îngrijorare, cumva gândurile noastre să nu se ducă în direcția pe care
o știm cu toții, și să le redirecționăm aceste gânduri. Pentru cei, de exemplu, mă gândesc la cei care aveau această situație de burnout. Da. Sau pentru persoanele foarte, eu știu, orcoholice, care petreceau foarte multe ore la birou de dimineață până seara. Acum, lucrând de acasă, cum vezi tu situația asta? Cum își gestionează ei nu numai partea aceasta, să spunem, de stres, dar și partea de timp? Pentru că e vorba despre alt timp, da? Probabil că mai facem niște mici pauze, mergem la cumpărături să ne aprovizionăm. Probabil că, uite, cum este în cazul tău, mai avem un animăluț de companie, o pisică, un câine de care trebuie să avem grijă. Mai avem grijă de un bătrân, de un copil. Cum facem lucrurile astea să le gestionăm în mod corect și eficient până la urmă? Eu am mai zis chestiunea asta și îmi place că mereu revine, dar totuși aș dori să o repet, pentru că nu face niciodată rău o astfel de repetare. Omul contemporan din marele urban, din păcate, a uitat că viața lui este ca o pizza în formă rotundă pe care trebuie să o împărțim cel puțin în trei părți egale. Egale, nu discrepante. Sau îmi place această metaforă a părintelui cu trei copii. Una este să dai primului copil sau unui copil foarte multă mâncare, îl îngrași, îl faci, mă știu eu, îl duci în pragul obezității și pe ceilalți doi îi lași să moară de foame. Da, infometezi. Deci, la fel, luați oricare dintre aceste două imagini, metafore, și gândiți-vă la viața voastră. Dacă felia de pizza pe care o tăiați și care reprezintă viața voastră profesională este mai mare de, hai să zicem, 40%, atunci întotdeauna vom avea un dezechilibru în viață. Pentru că viața profesională este o parte, viața socială și de familie este o parte, și viața personală, intimă, spirituală, interioară, este o parte. Și nu este firesc. Nu este firesc în nicio situație, nu vorbesc în situații de criză, dar în nicio situație, să debalansezi elementele acestea sau să dai o importanță discrepant, disproporționată, uneia dintre aceste fațete. Pentru că omul este un om al activității, al muncii, cel care se capacitează și se, să zicem așa, semnifică prin muncă, este un om al familiei, al atașamentului de filiație și cumva acest atașament firesc al părinților față de copii, al fraților între ei, al soțului și soției între ei și așa mai departe, deci al familiei, și este un om interior, intim. Un om care se naște cu el, moare cu el și trebuie să trăiască cu el. Adică nu văd de ce în anumite capitole ale vieții noi putem să fim cu noi înșine. Gândiți-vă la momentele, poate câțiva dintre voi, cei care au fost, știu eu, născuți înainte 89, în generația copiilor cu cheia de gât, a părinților care lucrau de dimineață până seara și ne lăsau la creșe, de exemplu, și stăteam ore în șir și ore și ore, ore, ore și ore în șir și poate așteptam la grădință, la creșă, după niște, cred că mulți dintre voi ați avut pătuți de acela cu zăbrele, da? Deci cu barele acelea. Mie mi se pare că stăteam mai mult timp și aveam mai multe momente de introspecție în acele clipe, când vine mama, când vine să mă ia, întrebări de genul acesta despre noi. Noi ne punem foarte puține întrebări despre noi. De asta eu mă bucur de cele mai multe ori că sunt pacienți care vin și înțeleg că după ce își rezolvă o anumită problemă care manifest vine în cabinet, continuă să existe și să își dezvolte propria relație cu ei înșiși în procesul terapeutic, într-o perioadă, ca să zic așa, pe o perioadă de platou, învățând să stea cu ei, învățând funcția asta, să-și exerseze această funcție reflexivă. Ce am făcut? De ce am făcut lucrul acesta? Ce reprezintă lucrul ăsta pentru mine? Ce pot învăța? Ce am greșit? Pentru că dacă nu pui astfel de întrebări și spui numai o întrebare de tipul ce deadline am?
când reușesc să termin? Ce a spus șeful că am de făcut? Aoleu, colegul meu, ce faci? Adică, din păcate, întrebările vieții noastre, și vorbesc acum, repet, a omului contemporan activ din marele urban, zic, 18, 55 de ani, 60, da? Omul activ din marile orașe, nu că în micile orașe nu s-ar lucra, dar parcă este, și aici aș dori să fiu contrazis, dar cred că este o altă dinamică acolo. Parcă este lumea mai așezată, mai molcomă, mai dulce, mai caldă. În marile aglomerări urbane, și vorbesc acum București, Cluj, Timișoara, Brașov, Craiova, Constanța, Iași, orașele mari, chiar Sibiu. Da? Deci locurile acestea sunt locuri ale competiției. Foarte puțin se mai discută despre ideea de împreună lucrare, de colaborare, de a sta împreună, a sta la sfat, a sta de vorbă. Nu! Stai de vorbă dacă ai un sens, pentru că după aceea să te duci din nou într-un nou task, într-o nouă sarcină, într-o nouă, să zicem așa, îndatorire pe care o ai de la serviciu. Deja foarte mult, dacă s-ar putea, noi oamenii să ne facem așa un fel de listă de întrebări, evident că va idealiza ceea ce zic eu aici, dacă am listat toate întrebările pe care ne le punem pe parcursul unei zile, cred, fără doar și poate, că mai mult de 70% ar fi despre muncă. Ori asta nu este o proporție neapărat firească. Când te întrebi de tine? Când te întrebi? Ce spui, de exemplu, la o spovedanie? Ce spui, de exemplu, unui copil care te întreabă o chestiune pe stradă? Nu știu, nu te mai opresc copiii pe stradă, că nu mai sunt la liber, cum s-ar zice, nu vorbesc acum. În general, copiii nu mai stau pe stradă, se întrebe lucruri. Dar dacă ai avea, de exemplu, în familie, pe cineva care, nu știu, ar vrea ca să aibă o noțiune lămurită, dai repede, repede explicația, vrei să scapi pentru că ai tu gândurile tale și de cele mai multe ori legate de muncă. Vine copilul, cum am mai surprins astfel de momente prin mijloacele de transport în comun, dar cu foarte mult timp în urmă, de-aia acum stăm acasă, da? De fapt stăm acasă, nu ne imaginăm, și vine copilul și îți spune o întrebare: mami sau tati, noi, oamenii, de unde venim? Sau când murim? Unde ne ducem? Da, o întrebare foarte bună, da? Sau un set de întrebări pe care omul contemporan, din păcate, nu și le mai pune, apropo de reflexivitate. Cine suntem? Da. Cine suntem? De unde venim? Și apoi unde ne ducem? Încotro ne îndreptăm? Răspunsuri la niște întrebări la care omul contemporan poate că nu are aceste răspunsuri, pentru că el este, din păcate, obișnuit să trăiască pe repede înainte, da? Totul foarte repede, dacă se poate ieri, și totul pe acele task-uri de care pomeneai tu puțin mai devreme, fără să devină reflexiv, să se gândească la condiția lui umană. Da, adică întrebarea clasică, ce faci tu aici, Ilie? Știți, e întrebarea aceea din Biblie, când vine Dumnezeu și îl întreabă pe Sfântul Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Și el stătea și reflecta în fața peșterii. E foarte rar mai stăm, avem un disconfort așa să stăm cu noi în liniște, în tăcere, chiar și 5 minute. Lasă meditația, lasă rugăciunea, că asta înseamnă cumva, cel puțin în rugăciune, intrarea în relație. Dar dacă stai cu tine, ce te deranjează atât de mult să te întrebi, băi, ce mi-ar plăcea să mănânc astăzi? Hai să mă, nu știu, nu neapărat să mă răsfăți, dar să-mi fac un ceai dintre cele care îmi plac. Da? Dar întrebarea aceasta legată de noi înșine, întrebările acestea, paralipsi. Că atunci când îi pui unui om în față faptul care de petrecut 2 săptămâni în carantină, dar ce 2 săptămâni? 2 luni cu piciorul, știu eu, în gips, într-un salon în care poate vine o dată pe zi cineva să te viziteze, dacă vine și atunci, dar în rest ce faci? Să zicem că ești, nu știu, pur și simplu, ești cu siguranță imobilizat, nu poți să mergi, nu poți să
Dacă n-ai avea social media, ai fi un om mort. De păi, ce? De ce? Ai cărțile, poți să citești. De ce? Ai cărțile, dar ai, dar ai legătura interioară cu tine, ai memorii, ai amintirile tale, ai planurile de viitor, ai timpul acesta cu care ar trebui să ne împrietenim subiectiv și trecut și viitor, timpul prezent, ce e cu mine, cum respir. Sunt oameni care nici măcar nu conștientizează ce le place. Ce le place să mănânce? E o întrebare cât se poate de banală. Răspunsul este, nu știu, la oameni care conduc echipe, business-uri, au pe mână bugete, dar ei nu știu să spună ce hobby au. Mie asta mi se pare alarmant. Vorbesc foarte serios și de asta avem aceste probleme. Noi nu avem, vorbeam puțin mai devreme și e bine că ai menționat ideea aceasta de stres și eu am spus despre mecanismele de coping, adică de gestionare a stresului, pentru că ele sunt niște căi preferate. Deci am avut experiențe diverse în viață și știu că într-o situație de, nu știu, de suferință, prefer să mă, sau de izolare, de precaritate, de, nu știu, lipsă, de pierdere, prefer să mă raportez într-un mod divers. Așa, așa sau așa. Așa mie e mai bine. Dar mulți, dacă nu au această reflexie, ei nu știu cum preferă. Adică prefer să mă raportez cum? Într-un mod activ, cerând ajutor, cerând ajutor social, suport efectiv, suport emoțional, reinterpretând ce mi se întâmplă, crescând din ceea ce mi se întâmplă, acceptând ce mi se întâmplă, rugându-mă, ventilându-mi emoțiile, negând. Cum fac asta? Planificându-mi, nu știu, ceva viitor, detașându-mă, iată, mental sau comportamental, consumând diverse substanțe, făcând haz de necaz, adică sunt foarte multe lucruri. Dacă eu te întreb pe tine, Sorin, și nu vorbesc că te iau pe tine, te iau doar ca exemplu, dar te întreb pe tine, Sorin, ca reprezentant al omului contemporan modern, eu nu știu dacă poți tu sau oricine dintre noi, că m-aș include și pe mine aici, să enumerăm mai mult de 3 moduri de raportare la situații stresante. Dar măcar acestea 3 știm care sunt? Sau ne anxietează faptul că eu ce o să mă fac? Eu cum o să reacționez? Omul este așa de minunat echipat încât exact ca sistemul nostru imunitar, care își face treaba fără să ne ceară nouă voie, pot acum să intervin prin celulele albe, pot acum să intervin prin nu știu ce anticorpi, bineînțeles. Așa există și Calșe zice foarte bine în lumea interioară a traumei, în cartea pe care ai prezentat-o puțin mai devreme, așa numitul self-care system, adică un sistem de autoprotecție și autogrijă pe care fiecare dintre noi îl are. Atenție, dar pentru chestiunea asta trebuie să fim convinși că sub o formă sau alta, o traumă este o chestiune care ne poate distruge, dar ne poate și construi. Și atunci el vorbește acolo metaforic de îngerul negru și de îngerul alb, mă rog, de cele două fațete ale existenței noastre, ale psihicului nostru. Însă, evident că ceva din noi protejează vulnerabilitatea, elementul acela vulnerabil, copilul, ca să zic așa, speriat din noi, pentru că regresăm, da, regresăm într-o stare de genul acesta. Dacă cineva ne-ar spune, uite, ai o boală, hai să începem terminală, dar o boală foarte gravă, în momentul următor ai nevoie de cineva care să te îmbrățișeze, ai nevoie de cineva care să fie acolo, care să împărtășești chestiunea aia, să știi că nu ești singur. În boală, poate, Doamne ferește, în moarte. Sunt oameni care, muribunzi fiind, au nevoie să fie ținuți de mână, ca să nu treacă dincolo singuri. Adică e foarte important să-l ai și pe celălalt lângă tine. Însă este esențial să poți să ceri ce ai nevoie. Acel lucru de care ai nevoie trebuie să știi să-l formulezi. Pentru că sunt oameni care reacționează mai bine și sunt mult mai bine
fiind singuri și în singurătate și în singurându-se. Și sunt oameni care nu au de lucrul ăsta, nu are neapărat legătură cu extrovertirea și introvertirea. Vorbesc, sunt oameni care poate în viața lor au fost niște solitari și, dar poate într-o situație de genul acesta au nevoie totuși de cineva aproape. El trebuie să știe că poate să dea un telefon, că poate să apeleze la un anumit tip de apărare conștientă. Pentru că mai este un lucru important de făcut. Distinția între mecanismele de apărare care sunt de natură inconștientă și care intră în acțiune absolut spontan, de tipul luptă sau fugi, sau mai există și aspectul acesta legat de freeze, da? Deci în gheață, da? Și în general lucrul acesta ține de o evaluare primară, repet, de natură quasi inconștientă, dacă ce ai în față, deci stimulul care declanșează această stare este peste putința ta, dacă este peste putința ta, fugi, dacă este egal cu tine, te poți duce în zona de luptă, da? Dacă este egal sau dacă crezi că poți să confrunți lucrul acela, poți să te lupți. Și de cele mai multe ori, freeze se poate întâmpla când ești surprins, perplex, luat prin paralizat, să zicem așa, ori de noutate, ori de idee. Deci nu poți să evaluezi. Ori de noutate nu știi. Nu știi să fugi, să lupți și atunci de cele mai multe ori îngheți. Acesta este setul de mecanisme de apărare. Coping mechanism sau mecanismele de coping, mecanismele de gestiune a factorilor stresori nu sunt numai, nu sunt mecanisme inconștiente, sunt mecanisme conștiente pe care le iei sub o formă sau alta, mai mult sau mai puțin sub o formă sau alta, ziceam, învățat, educat și experimentat. Adică tu știi dacă, de exemplu, într-o pierdere, la o despărțire, la o, nu știu, vorbeam de atașament, la o pierdere, de exemplu, pentru că un doliu nu înseamnă neapărat că-ți pleacă cineva, că-ți moare cineva, dar poate să-ți plece din viață, să pierzi, de exemplu, o prietenie, să te desparți, să divorțezi. E tot un doliu. Bun, la un divorț, de exemplu, la o despărțire, la o pierdere, tu știi foarte clar că mai bine, te detașezi mental de situație și poate plângi doliul respectiv mai târziu. Sau sunt oameni care acceptă ce se întâmplă. Acceptă că așa este cursul vieții. Sau alții care realmente au zona aceasta de gestionare activă a ceea ce se întâmplă, se ocupă cu lucruri, planifică, încearcă să iasă absolut cognitiv din treaba aceasta, nu neapărat emoțional. Da? Ei, ce vreau să spun este că dacă ți se întâmplă să ai două, trei astfel de pierderi în viață, evident că știi cum să te comporți la a patra. Evident că știi cum să te comporți la a zecea. Și impactul acesteia nu mai este atât de mare. Dar acum aș vrea să lansez, poate nu este neapărat sau este conex temei pe care o propui, să vedem diferența aceasta între cum gestionează această perioadă un om care poate a gestionat carențarea sau precaritatea perioadei comuniste, în care, de exemplu, eram confruntați cu ideea de raționalizarea resurselor. Și seara, nu vorbesc că nu mai aveai televizor, ok, nu aveai televizor, nu aveai programe TV, asta e altceva, dar nu aveai acces la lumină, la mâncare de un anumit tip și mâncai destul de sărăcăcios așa. Ei, cred că oamenii 35 plus, să mă exprim așa, cred că gestionează mai bine tocmai pentru că au mental reprezentarea ideii de băi, nu se poate, hai să îndurăm, hai să ne disciplinăm o vreme, că doar nu o să murim. Da? Comparativ cu oamenii care nu au conștiința ideii de lipsă. Ce ne-a lipsit până acum? Vorbim de oamenii sub
E ca și cum, în timp ce vorbeam, mă gândeam, e ca și cum, și chiar mai mult decât 35 plus, aș spune eu, dar mă gândeam, e ca și cum eu aș fi pus în situația de a înțelege aceste precarități și aceste carențe pentru un veteran de război de 80 și ceva, 90 de ani, care a trăit războiul. Și eu nu mă pot pune în pielea lui, încerc să-mi imaginez doar, dar nu pot să trăiesc acea situație stresantă și omul cu detalii îmi povestește ce a trăit atunci, momentul acela, episodul acela, așa cum noi la rândul nostru, faptul că nu am avut lumină, faptul că mâncarea a fost raționalizată, în timp ce vorbeam, mă mai gândeam la faptul că mașinile, duminica, da, circulau unele cu soț, unele fără soț, da? E, uite, situații de genul ăsta în care cei tineri, 20, 20 ceva de ani, e greu să se pună în această situație, tocmai pentru că n-au trecut prin așa ceva. Nu mai spun războiul ca războiul. Bunica mi-a povestit de război, bunica mi-a povestit de foamete, pentru că în 50 ceva a fost foamete. Foamete în care oamenii se descurcau cu ce aveau. Știți, vorba aia foarte frumoasă, mie îmi place mult, este atât de profundă, dar foarte puțin o aplică. Fă rai din ce ai. Adică, ai puțin, ce poți să faci din ce ai? Exact. Bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, era o gospodină desăvârșită, pentru că dintr-o bucățică de carne, și lumea care are o anumită vârstă înțelege ce zic, trebuia să hrănească o familie de 5 persoane, de 6 persoane, în sfârșit. Făcea și felul 1 și felul 2, se descurca. Dar e ușor să vii să te plângi, în loc să pui situația, să pui problema în felul următor. Dom'le, asta este, cu asta ne confruntăm, ce avem de aici, de făcut, de aici încolo de făcut. Și Victor Frankl, la un moment dat, zicea foarte frumos, autorul care a scris lucrări legate de sensul vieții, legate, replica aceasta mi-a rămas mie foarte pregnant în minte, vorbind despre felul în care au tratat naziștii evrei în lagăre și ulterior, zicea, nu contează ce au făcut ei din noi, contează ce facem noi cu ce au făcut ei din noi. Deci, ok, ne-au nenorocit, suntem la pământ, suntem într-o situație nemai întâlnită. Ok, ce facem de aici încolo? Pentru că a sta și a ne... de plânge soarta și a fi, știu eu, a ne complace în starea aceasta, nu duce la nimic nou și la nimic constructiv. Deci e foarte important aspectul acesta de, ok, am vorbit despre treaba aceasta, suntem martorii unei situații, nu este o chestiune care ne place și acum ce facem? Cu timpul pe care îl avem, ce facem? Ne rămâne într-adevăr opțiunea să fim nervoși, să ne răzbunăm, să ne revoltăm, să ne răzvrătim, să ne împotrivim normei, deci să ieșim pe stradă, păi ce mie nu mi se poate întâmpla, ce... Eu îl cunosc pe vecinul meu, nu are el niciun COVID, nu are, deci nu se poate. Dacă lucrurile așa sunt, fii compliant cu ceea ce ți se cere, că într-un fel sau altul unele lucruri trebuie să le faci pentru că trebuie, nu neapărat dacă le înțelegi. Ar fi o variantă ideală să putem înțelege toate lucrurile, dar în viață avem și elementul acesta de mister, de taină. Noi suntem foarte slabi în a gestiona ideea de taină, ideea de necunoscut, ideea de a te lăsa puțin și în mâinile, în brațele altuia, specialistului, că e medic, că e psiholog, că e teolog, că e, nu știu, specialist în economie sau mai știu eu, că e un politic, da? Dar e conducătorul tău al statului, vrei, nu vrei, este acolo. Ok, nu te poți lăsa în mâinile oamenilor, lasă-te mâinile lui Dumnezeu, dar ai această convingere, fii încredințat că totuși nu ești singur. Cere ajutorul, fii convins că oamenii cu care încerci să te înconjori, înconjori și dacă nu măcar Dumnezeu ca instanță supremă, nu te lasă singur. Ai această convingere, vedeți? E foarte puțin exersat acest mod de gândire, foarte puțin. Încrederea. Și încrederea și ideea asta de
religie. Știți ce înseamnă religie? Relegare înseamnă restabilirea legăturii dintre eu și sine, adică între eu și celălalt sau Dumnezeu, Dumnezeul din celălalt care mă poate ajuta, Dumnezeu ca instanță supremă. Asta înseamnă relegare, restabilire, restabilirea unei legături, nu neapărat dogma, înseamnă și dogma, nu neapărat biserica, înseamnă și biserica, nu neapărat rugăciunea particulară, înseamnă și rugăciunea colectivă, nu neapărat Sfânta Liturghie, ci și Sfântul Maslu. Adică sunt foarte multe elemente care conțin această religiozitate, care intră în această religiozitate al omului. Vedeți? Sunt studii care arată că, virgulă, coping-ul religios, și acum facem un studiu exact în zona aceasta, este unul dintre cele mai importante mecanisme de reacție și de apărare conștientă, exact cum am spus, de gestionare a stresului acesta, în cazul bolilor foarte grave. Când realmente nu mai poți face nimic, într-un fel sau altul te lași în mâna altuia. Realizezi că nu mai ai ce să faci, că putința ta a ajuns la o limită și atunci întrebarea mea este câți însă dintre noi realizează aceste limite și sunt profilactici în ceea ce privesc limite, adică ce faci? Te duci, cum să zic, provoci limitele, testezi limitele până la un anumit moment sau pur și simplu ești profilactic și spui, băi, sunt în postul Paștelui, hai totuși să-ți mă spovedesc. Nu înseamnă neapărat că mor, dar trebuie să fiu pregătit, nu? Vedeți, ideea asta de pregătire, ideea de planificare, care iar este un mecanism de apărare, poate printre cele mai importante dintre mecanismele de coping cognitiv, planificarea. Dacă ți-ai planifica ce mănânci mâine, la ce film te uzi seară, ce activitate faci cu copilul după masă, când speli vasele, când faci baie, poate lucrurile ar fi mai puțin stresante, pentru că știi, ai o perspectivă minimală. Dar pentru că omul nu are disciplina de a-și planifica, de a se ordona, vedeți, toate concură la ideea aceasta de stres. Mulțumesc foarte mult. Să le mai arătăm o dată celor care ne ascultă și care se uită la noi cărțile despre care am vorbit astăzi sau pe care le-am avut ca ajutor. Stresul, 8 strategii de gestionare, Elizabeth Ann Scott, în colecția Psihopractica, editurii Herald, în colecția Jungiana, Donald Kalshed, Lumea interioară a traumei. Și cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare, să-ți recapeți autocontrolul, Matthew McKay, Jeffrey Wood și Jeffrey Brandley, în colecția Psihopractica a editurii Herald. Alături de mine a fost Lavinia Țânculescu, psihanalist de orientare jungiană, supervisor în psihoterapie, psiholog clinician și lector universitar, doctor la Facultatea de Psihologie a Universității Hiperion. Mulțumesc foarte mult, Lavinia, pentru sfaturile foarte utile. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire în următorul episod la o nouă pastilă de cate, la o nouă pastilă de lectură, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp. Până atunci, o recomandare: să citiți și să fiți iubiți. Mulțumesc, Lavinia! Mulțumesc și eu!